Bună ziua, prieteni! Bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi o să stăm de vorbă puțin mai diferit. O să stăm de vorbă despre mine, despre deciziile pe care le-am luat în ultima vreme și veți afla în curând. Și cum am spune eu, hai cu nața și cu toate alea, însă eu voi fi în spatele camerei, pentru că acest vlog este despre tine și o să te las pe tine să vorbești. O să vorbesc eu mai mult, dar tu o să-mi pui niște întrebări. Da. O să vorbească, o să-l auziți și pe Cezar, doar că o să-l auziți punându-mi mie întrebări. Omul din spatele camerei. Da, mă simt ca la un interviu. Hai să începem direct. Hai să nu mai lungim atâta. Despre ce este vorba, nu? Da. Despre ce este vorba, Cezărică? Ce vrei să... Vreau să le spui oamenilor și atât celor care sunt abonați pe canal și audienței noi, care va veni în urma acestui clip, ce te-a făcut pe tine să îți faci cont pe OnlyFans și ce înseamnă OnlyFans pentru tine? Băi, o să fiu sinceră și o să spun cine mi-a dat așa curaj ca să îmi fac cont pe OnlyFans, pentru că fiind din România, trăind în România, nu toată lumea are curaj, chiar dacă e o persoană puțin mai cunoscută decât o persoană din rândul lumii. Da. Și în primul și în primul rând, pasiunea mea pentru fotografia nude, pentru arta nude. Pentru că eu am un album, să zic așa, de poze nude. Păi făcute din spate, cam, știi foarte bine că cam eu... Cam de vreo 3 ani de zile adun poze. Mai mult. Mai mult. Mai mult, cam de vreo 4 ani. Și le țineam acolo. Și le țineam într-o arhivă, exact, le țineam într-o arhivă și mă uitam așa când și când la ele. Țin minte foarte bine că în 2018, când am avut noi primul concediu împreună, da, te-am zăpăcit cu chestia asta, mai ales de când am reușit să nu mai am așa, să nu mai am inhibiții la plaja de nudiști. Atunci, nefiind... Eu nefiind cu chestii de genul, prima chestie care mi-a venit în minte când am fost prima dată la o plajă de nudiști, dacă ți-aduci tu aminte, pe Red Beach. Da, în Grecia, în Creta. Ce te-am pus să faci? Cezar, fă-mi poze. Poze, bagă-mi poze. Ca să văd, tu ai zis să-ți fac poze, ca să vezi și tu cum arăți în fotografie. Exact, exact. Și mi-a plăcut atât de tare, încât de câte ori am prins o zonă de asta în care am avut libertatea să stau dezbrăcată, ca da, să, o să vorbim cât se poate direct, de liber, da? Direct. Da. De atâtea ori l-am pus pe Cezar să-mi facă poze. Doar că nu era, nu aveam, nici nu știam de o asemenea platformă unde poți să le postezi. Atunci nu. Și chiar dacă știam, eram așa, bă... Eu eram aia care probabil ar fi spus nu atunci, da, în perioada aia. Da, și le-am ținut 4 ani de zile, le-am ținut, deci din 2018 a început chestia asta, atunci a fost așa, nu era chiar pasiune, îmi plăcea, dar la fiecare concediu am experimentat chestia asta. Mai bifam niște poze. Exact, mai bifam niște poze. Cele mai multe țin minte că am făcut în Grecia, pe Gavdos. Da. Pentru că insula Gavdos este 99% din turiști fac nudism. Da. Și atunci îți conferă libertatea. Și atunci mi-a oferit o libertate foarte mare să umblu dezbrăcată oriunde îmi doream eu. Mai puțin în taverne. Normal. Trebuie să ai bunul simț să stai îmbrăcat atunci când iei masa, mai ales dacă sunt și oameni în jurul tău. Dar pe plajă și orice dumnezeu pe care o făceam dezbrăcată. Și te-am dus până aici, pentru că aș vrea să le spunem oamenilor că sunt foarte mulți care confundă treaba asta, știi? De la poze nud și de la un loc unde a stat nud, în mintea lor e, dar voi acolo faceți voi ceva, știi? Pe românul. Îmi aduc aminte când făceam clipurile din Gavdos, da, aveți aminte? Noi am văzut clipurile din Gavdos după ce am plecat din Gavdos. Mă rog, am ajuns acasă și atunci am văzut eu niște clipuri din Gavdos și comentarii de genul că
ne-am fi găsit oameni pe acolo cu care am fi făcut niște partide. Mintea, mintea omului zburdă. Foarte mult, da. Zburdă, da. Da, extraordinar de mult. Nu-ți trece prin minte cele... Știi cum văd eu, să merg în direcția asta cu OnlyFans-ul, știi cum văd eu OnlyFans-ul acum? Cum a fost imediat după Revoluție, cum a fost revistele pentru adulți, gen Playboy. Exact așa le văd. Doar că la revistele alea aveau acces doar persoane publice, vedete, știi? Iar acum are acces oricine. Exact. Și asta mi se pare super tare. Mie mi se pare wow. Ca să răspund la prima întrebare, pentru că tu m-ai întrebat ce m-a făcut să. Uh-huh. Eu aveam arhiva aia de poze, mă tot uitam la ele când și când, sau când îmi aduceam aminte de Gavdos, de Grecia în general, și mă uitam la ele când și când, și când am aflat de chestia asta, de platforma asta OnlyFans, mi-a trecut prin minte de câteva ori, eu nu ți-am spus ție niciodată. Anul trecut, țin minte că ți-am spus odată, da. Dar când mi-a trecut mie prin minte prima dată, nu ți-am spus, am zis, bă, sunt eu... Dar anul trecut, țin minte că ți-am spus că mi-aș face OnlyFans și tot eu ți-am zis mi-aș face, dar nu e ok. Știi că nu e ok taba. Pentru că România nu ia chestia asta. Asta era mintea mea. Da. Eu știam că dacă îmi fac un cont pe OnlyFans, toată lumea o să-mi sară în cap, toată lumea o să-mi sară cârcă, ce faci, nu e bine, nu e ok. Aici o să merg cu discuția all-in, știi, direct, adică nu vreau să ascund nimic. Ne era foarte, nu că teamă, singura problema noastră era, bă, ce o zice familia, știi? Familia, pentru că da. Cei de generația trecute gândesc puțin altfel, știi? Și doar chestia asta a întârziat, știi? A întârziat în treaba asta cu OnlyFans, da. Știi? Din punctul meu de vedere era, bă, știi ceva, faci până la urmă, faci ce simți, știi? Pentru că nu, până la urmă tu nu ești proprietatea mea. Nu trebuie să zic eu fă aia sau nu fă aia, faci exact ceea ce simți, atâta timp când nu deranjezi pe nimeni, bineînțeles. Exact, și exact. Cu chestia asta, nu cred că deranjezi pe nimeni, 100% nu deranjezi pe nimeni, chiar... Nu, o să ajungem și la discuția asta, chiar... Chiar faci curios, faci curios oameni, pe mulți. Sunt oameni care se bucură, da? Și sunt oameni care încurajează să fac asta și să fac ceea ce simt eu. Fie că o să încep să fac conținut mai explicit sau fie că nu, să fac exact ceea ce simt eu că vreau să fac. Dar ce credeai mișto? Că cei mai mulți te încurajează, știi? Din comunitatea mea, da, sigur. Da. Sigur. Cei mai mulți. Nu știu, 99% care te încurajează. O să ajungem și la discuția asta, dar vreau să-ți mai zic ce m-a încurajat pe mine să fac acum. Ce m-a determinat atât de tare ca să fac chestia asta și am luat decizia și am rămas la decizia asta, pe lângă pasiunea mea și arhiva de poze pe care le aveam și n-aveam unde să le public. Și atenție, că să spui, nu e vorba doar de poze, adică sunt, tu pui conținut aproape zilnic, pui filmulețe, pui story-uri cu tine, dar încă o dată vreau să spun, nu înseamnă că tot conținutul pe care îl publici acolo este un conținut explicit sau conținut interzis, să zic așa. Bine, acolo, pe acea platformă, se face un conținut divers. Știi? Da. Dar acolo, tu, practic, îți expui viața acolo. A ta. Acolo nu mai implică pe mine. E doar, nu, e doar este, treaba ta. Este vorba doar despre mine. Până că asta e proiectul tău. Până la urmă. Da. Eu o să mă uit mai mult la Cezar, pentru că am impresia că vorbesc cu... Eu oricum vorbesc cu el, dar o să mă uit mai mult la Cezar. Dar e clar că mă adresez vouă. Și Cătălin, când am aflat că și-a făcut pagina de OnlyFans, Cătălin începe un proiect nou acum, el neavând material. El poate să începe orice proiect. Da, e atât de tare omul ăsta. El are succes în orice. Da, frate, eu îl apreciez mult pentru ceea ce face. E un luptător. Da. E un luptător. Și am zis... Băi, Cătălin și-a făcut pagina, eu nici nu pot. Adică, și atunci am venit la tine. Că tu mi-ai zis. Da. Tu mi-ai zis că și-a făcut. Eu când am auzit, am zis, ok, îmi fac și eu. Negândindu-mă de data asta, ce spune familia, ce vor crede oamenii, da. Am zis, nu-mi pasă. Știi care e treaba? Dacă nu te asculți, nu te asculți pe tine și nu faci ceea ce simți, până la urmă nu o să știi ce se întâmplă, știi? Da. Și e posibil
e posibil să pierzi, să pierzi un tren, știi? Și sau în altă, pardon, peste ceva timp, să fii frustrată pe treaba asta, că te-ai reținut să faci anumite chestii, doar pentru că ți-a fost teamă de ce vor spune alții. Asta e o chestie întipărită, asta e o chestie românească întipărită și foarte multă lume nu scapă de acest lucru. Și hai să spun un secret. Eu, toată viața mea, am făcut lucruri și n-am făcut lucruri pentru că ce o să spună lumea. Corect. Până am de ce să nu mai. Până am de ce să nu mai, pentru că până la urmă este viața mea, sunt deciziile pe care eu le iau și nu trebuie să iau decizii pentru altcineva. Ai înțeles? Despre da, mi se pare normal. Despre mi se pare normal. Place mie. Eu o să mai fumez din când în când. Asta am și cafeluță. Acum la o asta cafeluță? Sunt. Da, nu pot să mă ascund, dar asta sunt. Unde ești tu acum? Unde sunt eu acum? Unde? În proiectul nou? Sau? Nu, unde ești tu acum fizic? Ca locație. Sunt în Thailanda, în Krabi. E frumos aici, îmi place mult. Aici îmi place extrem de mult. Suntem la un resort foarte drăguț, cu o piscină enormă. M-am bucurat de piscina asta și ieri și astăzi. O să vă pun niște imagini pe fundal să vedeți cum s-a bucurat Alinuța de piscină. Acum, și drept pe ploaie, dar a fost ok. Da, acum oamenii o să credă că zice, gata, mă, stai puțin, că ăștia au arpă bani mulți. Nu, a fost foarte ieftin să stăm aici, să știți. $30 pe noapte. Noapte, da, pentru că asta nu este resort de $30 pe noapte, în niciun caz. Și este și extra sezon. Și este și extra sezon, da. Ziceam ce să zic, că aici, în mod normal, nu plătești $30 pe noapte, scuzați-mă. Nu plătești. Fii atentă, tu într-o lună, da, într-o lună de zile, ai ajuns în top 3,8 din toți creatorii de conținut din întreaga lume. Da. Pentru că asta e o platformă pe care nu poți să ajungi undeva la un număr atât de ușor. Trebuie cumva să fii o persoană publică sau să fii, nu știu, cunoscut și ce drept. Eu am avut noroc cu contul de YouTube. Și cu Cătălin. Și cu, evident. Da. Cătălin a fost cel care m-a ajutat. Și, da, și canalul de YouTube. Și canalul de YouTube. Canalul de Instagram, care au pus umărul la tabă. Chiar dacă nu sunt canale mari, oamenii au fost curioși să vadă, știi? Exact. Au zis, bă, stai puțin, că e Alina face OnlyFans, ia să văd. Și știi? De pe Instagram au mai venit. Asta am zis, da. Și treaba e că nu ajungi ușor să devii un creator de conținut bun pe OnlyFans, dar este și foarte ușor să pici de acolo. Exact. Știi? Pentru că tu trebuie tot timpul să faci în așa fel încât să-ți aduci audiență nouă, exact, și să-i ții acolo. Dar faptul pentru că tu ai ajuns, bă, din 100%, tu te-ai dus direct cu viteză în top 3,8, asta înseamnă că conținutul e de calitate, pentru că oamenii nu pleacă și oamenii te susțin acolo. Pentru că despre asta este OnlyFans. De-aia și spune OnlyFans. Doar fani. Sunt o parte care au venit acolo doar să te vadă, să-ți vadă pozele și filmețele, da, și ies. Adică nu-i mai interesează. Îi văd pe cei care se abonează cu Renew Off sau Renew On. Uh-huh. Și văd numărul care sunt abonați doar pentru o singură lună sau cei care s-au abonat și nu-i interesează dacă se termină luna, ei mai ia în continuare. Ce nu știu cei care își dau Renew Off și cei care s-au dezabonat, ce nu știu că tu ai o tonă de conținut deja pregătit super șmecher. Da. și încă mai vine, știi? Da, dar nu ai de unde să știi de ce unii dintre ei au decizia asta. Pentru că eu am impresia că mulți dintre ei sunt abonați la mai multe conturi de OnlyFans. Clar, clar. Și atunci iau decizia... Bă, da, să știi că e mișto. Treaba asta, platforma asta OnlyFans, mi se pare o chestie super tare. Și cred că totul se îndreaptă către platforma asta sau către genul ăsta de platformă, știi? Păi, în curând o să vină mulți pe OnlyFans. Multe persoane, probabil, care fac YouTube sau multe persoane publice, pentru că platforma asta nu este doar pentru conținut explicit. Da, da. Platforma asta este pentru orice tip de conținut. Hai să dăm la o parte conținutul nud. Și hai să spunem că tu dacă vrei să vorbești deschis pe YouTube și să
bă, până la urmă ești om, știi? Și îți mai vine să, când ești nervos, îți mai vine nervii, să... Te mai apucă nervii, mai vrei să mai dai mai pe cineva. Jur, mai nu știu da. Ce. Acolo trebuie tot cenzurat, trebuie... Cumva trebuie să arăți acolo cât ești tu de... perfect acolo, știi? N-ai voie. Bă, n-ai voie să fii supărat pe YouTube, YouTube da. să înjuri pe cineva. Dar ai natura ta? E, pe OnlyFans n-ai niciun fel de problemă, știi? Spui exact ce ai pe suflet. Asta mi se pare ok, pentru că nu există această cenzură. Pentru acest lucru, oamenii plătesc un abonament. Dar eu consider că abonamentul ăla nu e doar cum fac, cum cred minoritatea aia de oameni care zic, bă, am plătit acolo $12 și văd pozele și aia e. Nu, vin acolo să te urmărească, pentru că tu pui acolo conținut, dacă nu zilnic, o dată la două zile, update-uri despre tine și dacă ție într-o zi îți vine chef să faci un conținut în care să dansezi pe cameră sau să îți faci un duș, poate, sau exact să începi să râzi prin duș, să-ți faci, să cânti și să pui camera acolo și să vorbești cu ei în timp ce îți faci duș, poți. Că așa ți-a venit ție atunci, nu știu, zic, știi? Da, așa este, așa este. Și mi se pare super ok că să poți să faci chestia asta, știi? Acum, zic. Tu vorbești acum ca și cum cunoști foarte, foarte bine domeniul. Dar, ca să știți și voi, Cezar a fost cel care m-a ajutat să-mi fac contul. Pentru că, nu că nu știam, m-aș fi descurcat, cred că bine să-mi fac un cont. Dar l-am rugat pe el să mă ajute să fac contul. Și de acolo îi mai spun așa, cam ce pun, ce clipuri pun. Eu îmi editez pozele. Da, vin cu idei, știi? Uite, mă rog, pozele nu prea îmi place să le editez foarte mult. Le mai dau așa un pic de lumină, un pic de umbre. Dar clipurile, eu mă ocup de ele, eu le pun, eu vorbesc cu comunitatea mea. Cezar nu știe nimic, îi mai spun eu așa din când în când, uite, a venit ceva și mi-a zis asta, uite, vreau să pun clipul ăsta și nu prea sunt sigură de el. Da, și eu, atunci eu te ajut cu promovarea și cu ideile de a-ți crește canalul, că asta e meseria. Da. Dar vreau să spun că eu stau de vorbă cu ei. Mi-e place să stau de vorbă cu ei. Păi asta am observat, că stai cam mult de vorbă cu ei, de... nu mai vorbești cu mine. Dar asta înseamnă, uite, eu și n-am nicio problemă cu treaba asta, pentru că asta înseamnă că ții treaba asta foarte în serios, ții proiectul foarte în serios. Mulți ar putea zică, ia uite și pe ăla prostălăre, știi? Dar eu văd chestia asta ca și când tu ai proiectul tău, e ca și când ai avea ca și când, nu când ai avea un job, că tu nu ești angajată la un job, e ca și când ai conduce o companie sau nu, mai bine atât, e ca și cum tu ai avea grijă de niște oameni, știi? Da. Pentru că acolo oamenii ăia vin să te vadă, vin să vorbească cu tine, unii chiar vin să-și pună problemele, iar tu asculți, împărtășești cu ei informații, cunoștințe, dar tare, experiențe de viață. Am persoane cu care stau de vorbă și vorbesc cu ei și ascult, dar să știi că și ei mă ascultă pe mine. Ei vin cu păreri, pentru că eu le cer părerea. Îmi place să, uite, de exemplu, am pus zilele trecute niște clipuri și am vrut să le știu părerea. Da. Ce spuneți de materialul acesta, ce spuneți de clipurile astea? Aș vrea să știu părerea voastră, pentru că vreau să ajung în punctul în care... să văd ceea ce le place lor, ce vor ei să vadă, ce... Corect. Într-adevăr, majoritatea, 99% dintre ei mă susțin. Chiar mă susțin și îmi vin cu sfaturi, fă ceea ce îți place ție, cum te simți tu mai comod. Și nici nu știu ce lucruri. Exact. Adică, Alina, vreau să-mi faci, uite, trimite-mi un filmuleț făcând nu știu ce. Aia sunt exact cei 1% sau 2. 2%? Nu, două persoane. Două persoane? Mai puțin. O persoană mi-a zis că a plătit un abonament și că el vrea să vadă conținut foarte explicit. Și i-am zis, nu, o să existe foarte explicit în cuplu. Ia uzi. Ține cont. Și i-am zis, nu, pagina asta este despre mine, va fi doar cu mine și conținutul explicit, foarte explicit, voi decide eu dacă îl fac sau nu. Pentru corect. Vreau să fac ceea ce mă face pe mine să mă simt confortabil. Nu ceea ce îți doresc. Oricum faci ceea ce îți place și așa trebuie să rămână. Mi-a zis că el a plătit pentru o chestie și l-am dezamăgit.
sau ea, nu știu exact, că da, nici nu da, mai tu știu. Dar tu ai exact în descriere despre ce se întâmplă dar eu, acolo. Dar eu, da, da, eu am exact în descriere ce se întâmplă pe pagina mea și despre ce este vorba. Dar vezi tu, persoana respectivă a venit și a plătit niște bani pe o abonare cu anumite gânduri. Cu gândurile lui. Cu gândurile lui. Cu așteptările lui. Cu așteptările lui. Știi cum a fost? El n-a citit ce scrie. El a zis, a, gata mă, OnlyFans, acolo o văd, e jale cu ea acolo. Nu, s-a uitat la tot conținutul care era deja pe pagină și când a văzut că din tot conținutul ăla nu a găsit nimic din ceea ce își dorea el, s-a gândit să... Bă, da, dacă din ce ai tu acolo pe platformă, frate, tu ai, cred că ai peste 30 de poze. Am, da, nu, pentru că foarte mișto. Am avut o perioadă în care am pus vorbesc și eu de parcă zici că am OnlyFans de ani de zile. Da, dar nu, da. Am avut o perioadă de câteva zile în care am pus poze zilnic. Și clipuri 1 la 2 zile. Păi da, acum tu acum ai ajuns la o medie de o postare pe zi, indiferent de ce, că e poza sau video. Și ai videouri, cred că ai cel puțin vreo 12 videouri. Da. Cred, cam așa. Da. Deci ai conținut și videoclipurile astea nu sunt cu tine în geacă, știi? Sunt nu, am, în toată splendoarea ta, ca să zic așa. Da, nu toate. Da, am și îmbrăcată, dar majoritatea sunt în toată splendoarea mea. Dar și mi se pare mie tare că, uite, de exemplu, tu ai opțiunea pe OnlyFans să faci live. Exact ca pe YouTube. Exact. Da. Dar faci pentru comunitate, știi? Adică da, nu este public. Doar pentru cei care sunt abonați. Da. Și vrei într-o zi să stai la cafea cu prietenii tăi de pe OnlyFans. Mei. Dacă tu în ziua aia îți vine ție să probezi, nu știu, ți-ai cumpărat niște haine și vrei să arălești și lor, cum îți vin hainele alea, da, știi? Să-ți dea o părere. Poate eu o să zic, eu pot să fiu subiectiv, că eu zic, bă, stă bine, știi? Eu o să zic tot timpul că stă bine, că n-am cum să zic, bă, nu stă bine, sau, știi? Dar ei poate să zică, bă, mie nu-mi place, știi? Da. Și atunci tu poți să, bă, e o chestie super mișto. Și te îmbraci, te dezbraci în fața camerei, știi? Fără să ai vreo problemă cu asta, știi? Fără să te cenzureze ceva. Și în timpul ăla tu vorbești. Bă, asta mi se pare super tare. Multă lumea spune, bă, stai puțin că... cum adică să o vadă pe ea dezbrăcată. Dar revin, cele care pozau în reviste pentru adulți, aveau familie, aveau bărbați, aveau copii, și au. Se cumpăra foarte mult revista. N-au nicio problemă. Adică, vedeți că mentalitatea asta nu s-a schimbat la cei care aveau mentalitatea aia atunci, o au și acum. Cei care aveau mentalitatea aia deschisă atunci, la fel o au și acum. Dar să știi că și eu am prins perioada cu revista Playboy. Și în jurul meu auzeam oameni care spuneau că, vai dragă, cum să cumperi revista aia? Când nu o vezi pe aia că e dezbrăcată. Între timp am aprins și lumina că se întunecase. Și nu mă mai vede ce zarau în cameră. Așa. Da, unde rămusesem? Cu revista Playboy. Cu revista Playboy. Da, aveam persoane în jur pe care le auzeam. Eu eram mică, știam ce înseamnă revista Playboy, dar și atunci se vorbea. Adică nu era o normalitate să vezi o doamnă dezbrăcată într-o revistă. Era ceva wow. Era ceva wow. Până la un moment dat când a devenit o normalitate. Așa cred că se va întâmpla și cu OnlyFans. Dar tu îți dai seama, eu nu înțeleg, atunci a fost wow, a trecut vremea, a devenit o normalitate și acum e din nou. Oh! Adică de ce iar e wow? Pentru că foarte multe persoane nu sunt de acord cu chestia asta. Și nu știu când o să treacă. Nu știu când o să treacă vreodată? Bună întrebare. Da. Pentru că în unele țări a trecut. A trecut, da. Da. A trecut și a trecut dar de mult. În multe țări, că nu, aici nu vorbim doar de România, în foarte multe țări nu a trecut. Nu mai vorbim de țările musulmane, acolo nu există. Dar nu se pune problema. Da, e încă o chestie tabu, așa, știi? Da. E mișto. Mie îmi place. Deși tu îmi spui că acum mai stau de vorbă cu tine foarte mult, cum o făceam înainte, dar îmi place, pentru că e sinceră să fiu, nu credeam că o să fie atât de oamenii că o să fie atât de deschiși și atât de primitori la treaba asta. E interesantă interacțiunea cu oamenii, chiar dacă vin și puținul ăla de hai să zicem, hai să le spunem tot așa, să rămânem pe tot la cuvântul hater, știi?
Dar au plătit niște bani, știi? Au plătit, da, dar au plătit niște bani. Au fost mulți. Doar că au niște probleme. Toți dintre ăștia care sunt hateri, adică ăștia 2, 3, 4 cât sunt, iau conținut și încep să-l, știi, să duc cu el. Ați văzut-o pe Alina? Păi o să-ți povestesc ceva. Yeah. O să-ți povestesc ceva, nu vreau să dau nume la niciunul dintre ei, numele celor cu care eu am tot vorbit zilele astea și m-am înțeles extraordinar de bine cu ei. De fapt, de când am deschis contul. Da, păi da, nu dăm nume pentru că... Nu vreau să dau nume pentru că nu vreau să deranjez pe nimeni. Tocmai astăzi am mai avut o conversație pe Facebook cu o persoană care, în primul rând, a venit să-mi... M-a asasinat. Pur și simplu m-a asasinat cu poze. Cu poze de pe OnlyFans, dar de la alte modele. Deci de la altele, ok. Spunând că e soția sau că este persoana respectivă sau că n-a fost o singură persoană, au fost vreo două. Uh-huh. În fine, n-am zis nimic, m-a deranjat, am zis, ok, mă așteptam la asta, sunt conștientă, dar a venit într-o zi să mă întrebe dacă urmează conținut cu Cătălin. Cu Cătălin? Da. Și inițial... Am zis nu o să răspund, dar am răspuns pentru că m-am simțit atât de bine și am zis hai că mă distrez de data asta și am zis da, urmează continuu cu Cătălin. Dar de ce mi-a zis asta? Pentru că el a văzut un clip pe pagina lui Cătălin sau pe contul lui de YouTube, nu știu exact unde a văzut, da. Dar cred că pe pagina de OnlyFans. Și el a înțeles că eu și cu Cătălin o să facem conținut împreună pentru Only. Și am zis, da, o să vină conținut cu Cătălin, chiar soțul meu m-a luat de mână să mă ducă la Cătălin să fac conținut cu el. Și a zis, super. El a zis că e pe bune, știi? Da. Eu n-am crezut că o să o ia în serios, am crezut că se prinde de fază. Și a zis, super. O să te facă, să stai ochii peste cap, nu știu ce, că e bun la treaba asta. L-a lăudat rău de tot, că e mare, că e tare, că e... Eu cred că el avea bucurii personale la Cătălin. Clar, clar. Nu, ăsta este unul dintre subscriberii care au venit de la Cătălin. Da. Și după aceea am zis eu care e faza, i-am zis, e... Fenomenal, cum puteți să credeți că un bărbat își poate da femeia unui alt bărbat atât de ușor, atât de simplu, atât de... Dar vezi tu, eu cred că cei din genul ăsta de oameni, da, care vor conținut cu oricine ți iese în cale sau cu orice prieten pe care l-ai, da, eu cred că la ei e ceva normal. Și mi-a răspuns asta și mi-a zis, da, nu trebuie să o iei ca pe o jignire. Că e ceva normal. Adică sunt foarte multe modele de pe OnlyFans care colaborează între ei. Iar eu am crezut că voi, fiind prieteni, o să colaborați între voi. Pentru că asta și dat de înțeles. Aoleu. Și am zis, bă, n-a dat nimeni de înțeles nimic. Chiar asta a avut el să înțeleagă. Asta a avut el să înțeleagă, pentru că... Asta, Cătălin făcându-mi reclamă ca să... Asta a făcut. Da. A trebuit să pună pe pagina lui niște imagini cu mine. Normal, ca să vadă lumea că o trase în dreaptă. Da. Și el în mintea lui a fost, mamă, soția lui Caesar Show vine și face conținut cu Cătălin. Da, ăsta a fost filmul lui personal, din capul lui. Da, da. Și pentru faptul că nu era la ce se așteptea el, mi-a luat un video de pe cont și l-a trimis unor persoane pe Facebook. Și evident că s-a nimerit ca una dintre persoanele respective să fie prieten cu mine pe Facebook. Da. Și m-a anunțat, a zis, Alina, uite așa, vezi că am primit niște imagini, niște poze, niște, dintre care unul se afla și cu tine. Așa. Și a zis, ce, am știut și am și blogat pe persoana respectivă. Foarte, da, foarte frumos, foarte... Și am stai niștită că de când am deschis contul mă asasinează, mai ales în Facebook. În momentul când tu ai făcut chestia asta, ai făcut foarte asumată și știind că cu siguranță o să se întâmple lucrurile astea, că o să apară diverse persoane care o să-ți ia conținutul și o să înceapă să-l împărăști crezând că îți fac ție vreun rău. Dar cum să gândești așa când tu faci chestia asta publică? Știi că
tu vorbești de chestia asta, că ai început, de mult. Adică am făcut multe vloguri în care am anunțat că ți-ai deschis, dar n-am vorbit despre, știi? Da. Ți-ai pus link-ul pe Instagram, am mai pus link-uri până anumite vloguri, ai apărut la Cătălin, deci tu ai spus de fapt ceea ce faci și de seama cum a funcționat mintea lui, zic, stai așa că o fac eu pe asta. Păi da, ce faci? Da. Că nu faci nimica. Din contră, poate faci un bine, că dacă o pui cine știe ce pe unde, poate o să fie o persoană curioasă și o să vină, o să găsească conținutul tău fiind un conținut foarte ok și o să rămână și o să facă parte din comunitatea ta. Adică nu o să-ți facă nimic rău, dar modul în care ai gândit-o, știi, a fost dubios. Dar totuși nu mi se pare corect să știe, pentru că ăsta este un conținut pe care eu îl fac pe o anumită platformă și acolo trebuie vizualizat. Da, știi că există o amprentă digitală. El, exemplu, nu poate să o dea pe pagini publice, știi? O dă prin Messenger, dar tot așa, ajunge la un grup limitat de oameni, știi? Automat când e pus pe o pagină, 99% nu acceptă, pentru că toate astea, după cum am spus, au o semnătură digitală și e caz penal. Știi? Exact. Mulți zic, Etena, chiar e, pe bune. Chiar adică este. Ar trebui să se trezească din visul ăsta. I-am spus că nu este corect ceea ce faci tu, pentru că eu muncesc pentru materialul respectiv și nu e corect să te duci să-l împrăștii unde ai tu chef. Normal, da. Și mi-a zis că a plătit o sumă de bani pentru abonare și consideră că are tot dreptul să folosească conținutul cum are el chef și oriunde are el chef. Că e ca și cum te duci și ai cumpăra ceva de la magazin și trebuie să-l folosești doar în magazin. Și da, trebuie să fii și pro. Trebuie să fii prost, idiot și retardat să faci chestia asta, pentru că e ca și când te duce în sala de cinema și ai înregistrat un film și spune că ăla e filmul meu. Exact. Bă, ăla e filmul meu, știi? Exact. Nu, tu ai plătit niște bani ca să vezi un film în sala de cinema. Dacă vrei să mai revezi o dată, te duci îl plătești și îl vezi în sala de cinema, știi? Doar că pe platforma asta este sunt mult mai cum să zic eu, mai norocoși oamenii care se abonează, pentru că ei nu trebuie să plătească de fiecare dată când ei vor să intre să vadă ceva. Ei vor o lună întreagă. Da. Tot ceea ce pun eu pe pagină. Corect. Și ăsta este un proiect long term pe care tu o să tot postezi. Dar știi care e faza? Cei care au venit la început, încă de la început pe pagina ta de OnlyFans, cumva ei au luat așa, ușor. Venea o poză azi, un filmuleț, mâine, iar o poză, iar un filmuleț. Dar cine vine acum, îi văd toată arhiva din spate. Exact. Știi? Adică acum, cei care vin acum, plătesc abonamentul și pot vedea o grămadă de conținut. Asta mi se pare. Cu cât pagina este mai veche, cu atât cei care intră și vin ca abonați noi, au mai mult material. E puțin așa, ar trebui să... Ca cei care s-au abonat primii să fie, pe vremea mea eu n-aveam atâta. Exact. Au venit în Sarigios. Da. Acum, da. Am mai zis încă o chestie și asta cu vreo săptămână, că întotdeauna, știi cum e, surprizele nu vin de la oameni la care te aștepți. Și aici vorbesc de surprizele neplăcute. Mi-ai spus că veni vorba de familie, știi? Cineva din familia ta și a făcut cont, frate, ca să te vadă dezbrăcată. Deci nu mi-a venit să cred. Da, asta nici nu mai știu exact când a făcut-o. Nici nu mai contează. Da, nici nu mai contează, clar. Ideea e că pe mine sora mea m-a anunțat. Da. Eu am vorbit cu sora mea prin Facebook și m-a anunțat și mi-a zis, m-a întrebat, ea avea un screenshot primit de la un văr de-al meu. Uh-huh. Mă rog, vărul s-a dus, l-a anunțat pe nepotul, care nepotul e mare, are 23 de ani. Tu practic l-ai ținut în brațe. Eu am stat cu nepotul de la 10 ani. Și, retardatul ăla s-a dus la nepotul tău vărul să-i dus, zică, ia uite bă ce face. Vărul care e de-o seamă cu mine. Vărul s-a dus la nepotul și l-a anunțat. Nepotul nu se aștepta, pentru că eu n-am anunțat pe nimeni din familie. Da. Eu am zis, nu-mi pasă de absolut nimeni, nici măcar sora mea sau nepotul sau oricine. Da, măi, viața ta până la urmă nu... Și nepotul nu i-a venit să creadă și nepotul s-a dus la sora mea și i-a zis ei și zice... A anunțat-o cine... L-a anunțat și pe el. Și zice...
acum asta a venit la mine, îmi zice, țărmea, asta ești tu? Că o fi zis că cineva mi-a făcut-o. E una seamănă, care seamănă cu mine, da? Și am zis, da, eu sunt, eu am deschis pagina de OnlyFans, cont de OnlyFans și zic, da, eu sunt, zic, cine ți-a arătat? Eram doar curioasă, nu că vroiam eu să aflu sau... Da. Și mi-a arătat conversația respectivă și am zis, a, Văru, ok. Și din mai din glumă, mai în serios, am întrebat-o, zic, auzi, dar Văru s-a abonat la pagină, la cont, dacă tot îl arde așa să știe tot neamul ce am făcut eu. Și zice, bă, nu știu, sora mea, chiar nu știu. Băi, n-au durat câteva ore și am primit notificare că respectivul... Cu numele lui? Cu numele lui, da, nu s-a ferit. Bine, eu zic că nici nu n-a știut să schimbe numele. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. L-am văzut, am văzut că a plătit, este abonat nou. Și ai vorbit cu el prin OnlyFans? I-am vorbit cu el prin OnlyFans, i-am dat mesaj și i-am zis, bună, Vărule, zic, mă așteptam să te văd aici. La care el mi-a zis același lucru, ci nu că nici eu nu mă așteptam să te văd aici. Băi, dar stai puțin, că e ca și când ar spune că te-a văzut pe YouTube. Dar el n-avea cum să nu se aștepte, pentru că a știut de tine, a văzut undeva. A vrut să dea de înțeles, gen, te știam fată cu minte, știi? Cam asta a vrut el să dea de înțeles. Și pentru de că el face parte din categoria aia de oameni care ei sunt sfinți, ei sunt... Dar dă $12 ca să vadă fete dezbrăcate pe OnlyFans. Da, oricum se contrazice singur, s-a contrazis singur la treaba asta. Și i-am zis așa ca o... Mă rog, i-am spus părerea mea, i-am zis încă o dată îmi demonstrez... Încă o dată viața îmi demonstrează cât de curioasă este lumea în ziua de astăzi. Da, așa este. Și el a zis, da, foarte curioasă, dar stai liniștită că nu e singura la care m-a luat. Forță, deci omul e fan. E fan, da. Fan. Da, mă, a fost prima și ultima dată când am vorbit cu el pe OnlyFans, nici nu s-a mai arătat, nici prin comentarii, nici prin... Da, adică, iarăși, încă o chestie la care cumva ai avut așa mindset-ul făcut. Bă, e posibil să mă vadă cineva cunoscut, dar nu contează pentru că chiar asta vreau să fac. Da, cine nu dorește să nu dorește să mă vadă, nu știu, fără sutien, fără slip, fără cine nu dorește să mă vadă dezbrăcată, nu o face. Pur și simplu. Ei, acum luându venim vorba așa, nu cred eu că e foarte multă lume care nu-și dorește să se vadă dezbrăcată, știi? Bine, dând la o parte familie, știi? Da. La familie, prieteni apropiați. Da, da. Da. Lumea este plină de surprize. Este plină de surprize. Dar nu-mi pare rău că am făcut chestia asta. Chiar mă bucură faptul că am fost așa curajoasă. Eu te susțin în continuare și e bine. Eu îți spun acum de parcă tu nu știi. Adică eu chiar vin... Dar eu știam că vin orice cu decizie idei, aș fi luat în sensul ăsta, tu m-ai fi susținut. De asta am și... Am și că știi, mai sunt cupluri care soțul nu acceptă sau bă, treaba lor, e treaba lor. Da. E problema lor. Fiecare își trăiește viața poate așa dacă cum n-ai fi fost, poate dacă n-ai fi fost un tip atât de deschis, nu n-aș fi făcut-o. Dar vezi că, știi? Încă o dată zic, lumea confundă, pentru că treaba asta cu fiind deschis, foarte muzică. Au fost persoane care au confundat faptul că tu ca bărbat ai fi atât de deschis încât în mintea lor a fost ok, o să vedem conținut explicit în cuplu, sau, o să vedem conținut explicit cu Alina și altcineva, corect, vedem. Da. Și nu e ok. Dar n-a fost vorba de așa ceva aici, știi? Dar oamenii au chestia asta, se duc departe, știi? Da, se duc departe. Se duc departe și eu accept într-un fel faptul că unii oameni vor să meargă cu mintea foarte departe. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să-i ascult și să le dau exact ceea normal, ce... Normal. Eu fac pur și simplu doar ce simt, doar ce mă face pe mine să mă simt confortabilă și aia e. Că sunt persoane care vin și spun că eu vreau să văd aia. Poți. Ai văzut ce scrie în descriere. Faci mulți bani din OnlyFans? Bă, nu mă îmbogățesc. Nu te îmbogățești. Nu mă îmbogățesc, dar... Și că asta vor să știe cei care au intrat și poate sunt fete, poate și băieți. Poate sunt persoane care vor să facă chestia asta. Da, persoane. Și mai bine, persoane care vor să știe dacă se câștigă bine pe OnlyFans. Depinde și dacă știi să faci conținut și cum să-l...
Și cum să-ți iei audiența. Și cum să-ți iei audiența. Părerea mea, nu știu. Eu zic din ceea ce am văzut eu că am reușit să fac până acum. Ți-am arătat niște statistici și ți-am dat niște sume. Și ți-am zis că sunt unele pe afară care fac cel mai mult, eu nu mai știu, nu mai țin minte numele, 15 milioane de lire într-o lună. 17 milioane de dolari, ceva de genul ăsta. Într-o lună. Da. Aia e o tipă. Și mai sunt așa. Ideea e că OnlyFans-ul e așa. Eu urmăresc pe Instagram o tipă. Imediat. Pe OnlyFans e așa. Sunt primii 10 care fac bani foarte mulți. Da. Și după aia... În lume. În lume. Și după aia restul, știi? Dar sunt persoane care fac 3 milioane de dolari, fac 7 milioane, fac 1 milion, fac 500.000, fac 200.000. Și sunt persoane, cum ești și tu, care fac exact atât cât să poată să reinvestească 100% în pe conținut. Așa, da, eu așa, cam despre asta este vorba. Nu mă îmbogățesc, dar sunt bani cu care eu pot să investesc în mine. E posibil ca pe viitor și cred că pe viitor o să-ți aducă chiar, o să aducă satisfacții mult mai mari, știi, da. Proiectul ăsta. Pentru că cei care vor să se apuce ar trebui să înțeleagă că ca să aduci conținut tot timpul fresh, trebuie să schimbi locații, să te deplasezi, să-ți cumperi haine noi, să vii cu idei noi și toate astea costă. În cazul meu, da, pentru că eu am făcut contul deja plecată. Da. Dacă îl făceam undeva static, cred eu nu mai funcționa așa de bine. Pentru că, după părerea mea, funcționează bine. Financiar vorbind. Tu cât ai stat? Cât ai stat? N-am avut nimic împotrivă. Cât ai stat așa? Doar te jucai cu niște poze pe Instagram și nu făceai nimic. Nu că n-ai avea chef, dar ideea e că noi am fost plecați și chiar tu n-aveai ce să faci. N-ai cunoștințe în programare, chiar n-aveai ce să faci. Cât timp ai stat? De când am început proiectul? Cât timp am stat? Adică fără să faci ceva, să produci niște bani. Păi da, nu mi-aduc aminte. Fără să produc niciun ban. Păi toți ani de când suntem împreună. Dar... Eu de-abia acum am început să produc bani. Da, la modul în care... Cât să susții proiectul, adică nu... Da, că să-mi susțin proiectul, da. Că dacă era să faci tu banii mulți, eu nu mai făceam nimic. Aceam, Alina, bagă tu forță, că fratele tău stă cu burta în sus. Fratele tău începe să odihnească, fratele tău, fratele tău are burtă, dar nu stă cu ea în sus. Fratele meu, trebuie să muncească în continuare, că eu nu fac atât de mulți bani încât să... Nu, că mulți au o chestie din asta, cum sunt și cei care vin pe YouTube și ne spun, știi, când suntem pe undeva sau știi că mai vin tot hateri din ăștia, bă, voi faceți la bani și faceți bani pe like-urile noastre. Și știi că eu la fiecare live, eu arăt ce sumă avem, sunt foarte deschis, știi? Da. Am ajuns acum la 300 de dolari pe lună din YouTube. Rup! Deja de 2 ani și ceva am intrat în al treilea an de când avem proiectul deschis. Ce-i drept cu mici pauze? Am crescut cu 100 de dolari pe an pe YouTube. Da. E foarte greu. E foarte greu și n-am fi putut să călătorim cu banii ăștia. Și atunci tu ai început chestia asta negândindu-te nicio secundă la bani. Nu, eu m-am gândit la arhiva pe care o am. Dar cum a fost ca satisfacție, știi? Să ai acolo primii dolari când îți vin și, bă, ia uite, bă. A, satisfacție. Pentru mine a fost... am fost mândră. Tu știi cum a fost la tine? Cum a fost la mine în momentul când am făcut Uber, știi? Pentru că... Acum câțiva ani de zile, când a fost o prăbușire la mine și nu mai aveam niciun contract, nimic, a zis, bă, știi, poate să fac niște bani. Cum fac niște bani, mă duc și fac Uber, știi? Și a fost foarte ok. Când am luat primii bani de pe prima cursă, m-am bucurat ca un copil. Și mi-a zis, uite, bă, cineva îmi dă bani când l-am dus cu mașina. Păi, îți aduce aminte fața mea? Da. N-am văzut banii din cont? Da, e același lucru. Da. Și n-ai văzut? Ai văzut 20 de dolari? A fost așa, zic, vin cineva, s-a abonat cineva. Da, e foarte tare. Am fost mândră de mine, dar... că m-am gândit felul următor, zic, uite, bă, după atâta timp de stat, după atâta timp, zic, în sfârșit fac și o bănuții mei. În sfârșit pot să-mi pun în aplicare toate planurile pe care le-am în gând și reușesc. Prin munca mea, că e o muncă. Eu, pentru mine, cel puțin pentru mine, fiind la început de... Eu încă nu cunosc foarte bine... domeniul ăsta de editing, de chiar și pe poze, chiar și pe video.
tu m-ai ajutat să învăț un pic să editez. Da. Și eu acum stau și muncesc, pentru că nu cunosc toată platforma, toată de editare. Eu încă muncesc la mine să învăț. Și mai e o chestie, eu te și alerg, că suntem tot timpul pe drumul, gândește-te. Da. Adică tu n-ai timp doar pentru chestia asta, tu trebuie cumva să o faci din mers. Că da. Eu zic, vezi că pe mine plecăm. Păi de ce? Plecăm, că trebuie să facem conținut pentru YouTube. Știi? Sau... Mă ține Cezărică, da, cu aventură totală. Trebuie să faci din mers, știi? Da, nu vreau să mă plâng că nu am timp, că îmi ia foarte mult timp. Sau că, oricum o să mă obișnuiesc, o să învăț mult mai multe chestii. Vreau să-mi măresc comunitatea de prieteni pe care o am acum. Și evident că și bănuții vor fi mai mulți dacă măresc comunitatea. Dar nu vreau să vorbesc neapărat despre bani. Pentru că mie îmi place, frate, îmi place să pozez goală, ce vrei să-mi zic. Ia zici, mai mult de atât ce vrei să auzi. Era una care zicea, păi mie îmi place să mă arăt, îmi place banii. Da. Bă, oricui. Iar plăcea să vadă acolo niște bănuți în cont. Da, știi ce mi se pare tare? Că... Dar pentru asta trebuie să muncești. Da, nu, normal. Știi ce mi se pare tare? Că tu tratezi, și asta ai luat de la mine, tu tratezi pe cei care s-au abonat, tu nu-i tratezi gen, bă, sunt niște numere, sunt niște abonați. Tu răspui prieteni, știi? Și așa îmi place și mie să spun. Și eu așa îi consider, știi, bă? Eu așa și comunic cu ei prin... Eu nu-i văd pe ei ca fiind niște numere acolo la abonați. Îi văd ca pe niște prieteni, pentru că sunt cu noi tot timpul. Și așa și pe OnlyFans, sunt cu tine tot timpul. Indiferent de tu unde ești pe lumea asta, ei intră acolo și sunt cu tine. Și interacționează, știi? Eu stau de vorbă cu ei înainte să mă ia somnul. Stau de vorbă cu ei. Da, am observat. Fiind diferent, cum a zis sau. Da, am observat. Până mă ia somnul pe mine, și pe aia. Fiind... În altă parte, majoritatea sunt din România. Sunt câțiva, cred. Am întâlnit vreo două persoane care au spus că nu sunt în România, sunt în altă parte. Bine, tu pentru zis, că mi-au spus cât este ora. Mi-ai zis de cineva care e super ok și cu care ai discutat o grămadă de lucruri. Ți-a părut ok un tip care stă în Statele Unite. Și da. Mi-ai zis, bă, e super tare omul. E super de treabă, gagiu. Ca să o iau așa. Știi că, și sunt multe lucruri pe care la minte, frate. Și tu le poți învăța de la alții, știi? Asta mi se pare tare. Uh-huh. E ca un schimb de experiență. Acum e rău să sară lumea. Bă, dar chiar retardat Cezar ăla, știi? Adică cum adică ea vorbește cu alți bărbați? Dar eu nu văd așa. Până noi, ca să înțelegeți voi despre ce este vorba cu noi, noi suntem două persoane foarte deschise. Până la un punct. Da, nu deschise depășim, până acolo. Până nu, la... nu depășim o limită. Pentru că nu suntem genul. Eu nu sunt genul de femeie care să se ducă să facă conținut cu altcineva. Și nici Cezar nu este genul de bărbat care să vadă că soția lui face conținut cu altcineva. Nu. Aia nu mai e. Relație s-a terminat. Da, aia, acolo nu mai există respect. În căsnicie nu mai există picul ăla de iubire. Eu, pe cred care... că, eu cred că sunt persoane, dar sunt persoane care nu sunt într-o relație stabilă. Adică sunt... Da, suntem împreună, dar nu... Știi cum, nu plecați la un drum așa în viață, știi? Suntem prieteni și facem... Nu, dar sunt și căsnicii care fac treaba asta. Da, mă rog, iarăși vin. Bă, știi, până la urmă e treaba lor, știi? Fiecare își tratează relația cum dorește și cum... Poate pe unii treaba asta e ajută, nu știu, zic. Da, treaba lor, da. Că nu sunt în măsură să zic acum că e bine sau nu e bine. Dar eu pot să zic că pentru noi n-ar fi fost bine, știi? Mm. Pentru că eu nu văd chestia asta că ar duce într-un pe o cale bună, știi? Nu am cum. Nu, dar eu ca femeie eu n-aș suporta să te știu cu altcineva. Pentru că pentru mine ca femeie, în mintea mea va fi s-a dus respectul față de mine. Corect. Nu că mi-ai fi spus tu în ăștia 5 ani de zile cât de mult mă iubești sau nu, pentru că nu e genul de vorba care da, să... Iarăși, dar... Chiar nu e, nu sunt făcut să fiu așa, eu văd altfel viața. Eu văd viața ca pe cu un... Cu siguranță în mintea mea este, nu mă mai respectă, nu mă mai vrea în viața lui, e ceva ce eu nu-i ofer și caut în altă parte și nu mi se pare corect.
Nici eu față de mine, nici față de tine. Eu văd viața ca pe un... Și o tratez exact ca pe, ca pe un business unde există respect, dar nu business la modul că suntem împreună ca să, să facem bani. Ca un business ca și când am clădit o companie, ca și când am, am clădit un viitor, știi? Adică nu văd să nu mă amore, numai totul roz, nu. Trebuie nu, să... pentru că nici eu nu sunt genul de femeie care să, eu cred să că fie să, cu mure și cu căpșuni. Cred că trebuie să găsim cu... o soluție în care să... Să trecem de toate obstacolele astea pe care îi se oferă viața, pentru că sunt obstacole în fiecare zi, după cum vezi. Da, mai ales la noi. Da. La noi doi, dar nu în relație, ca să da, se sunt, înțeleagă, să sunt înțeleg că noi nu avem obstacole în relație. În fiecare zi pățim o grămadă de lucruri dubioase și... Ca da. Drept dovadă, când vrem să stăm la plajă, începe ploaia. Bine, asta așa e mai mici chestie, dar știți voi, cei mai vechi pe canal, facem pușcărie pe Mexic. Da. Și multe altele, știi? Ne prind fetițele la, în, în Grecia, eram să zic, în Columbia. Și ne înconjoară. Ne înconjoară să ne ia la omor acolo. Bine, astea sunt riscurile călătoriei, e altceva. Da. Dar, în general, ne întâlnim așa cu greutăți de-a lungul vieții, știi? Adică, da, dar trecem peste. Eu așa o văd, știi? Pe și care pe... eu cred că le-am trecut cu brio. Da, și trebuie să existe respect pentru asta. Și, nu știu, n-am... Nu sunt felul să fiu eu așa, hai să ne iubim, să ne... Există ceva acolo, dar nu în direcția aia, nu știu. Nici nu știu cum să explic măcar, știi? Da, prietenii noștri de pe YouTube știu, ne știu ce fel de oameni suntem da, și da. Cum suntem. Dar suntem, încă o dată spun, suntem atât de deschiși încât eu am putut să-mi deschid... acest cont de only și să-mi expun materiale pe care pe altă platformă n-aș fi putut. Clar că nu ai cum. Mai există niște platforme, mai sunt asemănătoare, dar mie mi se pare OnlyFans-ul și asta pentru cei, pentru cei care vor să vină pe platformă să, să se apuce de, de conținut, bă, îți oferă toate tool-urile pentru a-ți crește canalul și pentru a ține legătură strânsă cu cei care te urmăresc acolo. E atât de bine făcută. E, da. Mult, e mult mai tare ca YouTube-ul pe partea de membri, știi? Da. Tu poți să dai aici mesaje. Eu pot să vorbesc cu ei exact prin mesaje. Poți da, poți să dai mesaje. Poți să le dau în privat. Poate sunt persoane cărora le-a expirat abonamentul și nu au știu sau nu știu. Poate a fost o eroare de card sau... Tu poți să vezi și poți să trimiți o dată la ceva vreme persoanelor care nu mai sunt abonate, să-i dai mesaj. Uite... că am creat conținut nou, uite că am creat o ofertă prin care poți să te reabonezi și să ai o reducere și să... Adică poți să te adresezi doar celor care nu mai sunt abonați la tine, poți să te adresezi celor care au venit noi, să-i bagi în seamă, să răspui un bună, că sunt mulți care sunt rușinoși, ei doar se abonează, dar nu se bagă în seamă, știi? Și tu poți să fii bună, ce faci? Că suntem aici să... Da, ai venit aici, nu doar ca să mă vezi, poate să schimbăm și niște vorbe, să ne cunoaștem, știi? Da, da, da. Și e mișto că poți să te adresezi fiecărui grup de persoane, știi? Exact. Și asta mi se pare super tare ca, ca platformă. Exact. Ia auzi. Ia auzi mesajele. Zic imediat. Ia vezi. Ai ceva mesaje? Am, da. Ai. Deci, dar ești activă. Cred că băieții și fetele mele nu se supără că nu le răspund chiar acum în momentul ăsta, pentru că... O să le răspunzi puțin mai încolo. O să le arăt, da. Când... 1, 2... Încă 2 abonați. Încă 2... Asta ca să înțelegeți că sunt persoane care apreciază conținut. Încă 2 abonați care, de genul. Care după ce s-au abonat s-au transformat în prieteni. Da. A trebuit da. Să, acum trebuie să începe să interacționați, știi? Da, da, mă, nu știu, exact. Mie unul mi se pare super ok și mi se pare că îți dă o libertate foarte mare, știi, chestia asta. Da. Până la urmă, acolo pe bune, ne dăm sume, pentru că momentan chiar nu sunt sume. Adică nu. Chiar nu sunt sume, sunt câteva sute de dolari, știi, nu sunt sume. Dar până la urmă, tu dacă te-ai fi dus 8 ore pe zi la un job, câștigai tot atât sau poate chiar... Mai puțin. Cred că mai puțin un pic. Mai puțin, da. Că mai sunt, mai cheltuiești și pe drum și nu știu ce, sau se mai puțin, mai cheltuiești. Da. Și așa ai libertatea să crești mai repede decât ai fi crescut într-un loc unde te-ai fi angajat, știi? Mm-hmm. Că acolo până ajungi să crești,
Îți trebuie ani de muncă. Dar aici e mișto că cu cât tu evoluezi, uite, tu chiar poți să fii răsplătită pentru evoluția ta într-o companie. Nu. Sau într-o firmă din asta, nu neapărat o companie mare, într-o firmă mai mică, chiar dacă tu poți, nu tot timpul ai și norocul să fii răsplătit pe măsura cunoștințelor tale sau pe măsura evoluției tale. De multe ori ești apreciat pentru calitățile pe care le ai, dacă ai fi fost angajat. Da, să știi că sunt multe persoane care nu pot să facă asta. Sunt multe persoane care spun, bă, știi ceva, eu mă duc. Nu contează, pe mult, pe puțin, eu mă duc acolo, n-au curajul ăsta, știi? Da, adică da. E și o doză de curaj să faci chestia asta, pentru că ești pe spatele tău. Până la urmă, tu, dacă nu evoluezi de aici, acolo e salariul mic, dar vine, știi? Da. Aici poate să nu mai vină nimic. Exact. Și ai și puțin adrenalină aici, ai parte de adrenalină, știi? Da, dacă să vină, tot de mine depinde chestia asta. De conținutul pe care îl pun, calitatea lui. Și ești motivată? Tu ești motivată să te concentrezi mai mult pe treaba asta, pentru că și recompensa va fi pe măsură. Exact. Ești motivată, știi? Și că tot veni vorba de comunitatea mea și oamenii, prietenii cu care eu stau de vorbă, pentru că stau de vorbă cu foarte mulți dintre ei în privat. Nu prea vorbesc. În comentarii sunt mulți care îmi comentează la postările pe care le pun și le răspund, da. Pentru că e felul meu să le răspund, cum fac și pe YouTube sau pe Instagram. Și dar stau de vorbă foarte mult cu ei în privat. Și am avut o persoană care, n-aș știu ce se întâmplă cu contul, dar a venit chitit. Sunt sigură că a fost bărbat. N-avea nume, dar sunt sigură că era bărbat. A venit chitit și m-a făcut în toate felurile că a plătit un abonament și că el trebuie să vadă în continuare ceea ce eu postez pe pagină și era sigur că eu l-am blocat. Eu n-am blocat pe nimeni până acum. Indiferent că au cerut filmare, acuzare sau că au cerut ceea ce ei credeau că o să găsească pe... Da, până la urmă nu poți să blochezi pe cineva. Omul a plătit acolo o sumă de bani, chiar dacă nu e cine știe ce, dar până la urmă i-a plătit. I-am când, atras când expiră, știi? I-am atras atenția, i-am spus, hai să nu vorbim urât. M-a făcut nesimțită pe față. Da. A zis, ești nesimțită, că m-ai blocat. Și am zis, hai să vedem despre ce este vorba, că poate reușesc să te ajut. Nu te-a blocat nimeni. Îți și demonstrez că nu te-am blocat, pentru că eu puteam să-i trimit mesaje în privat. De aia nu le primea. Dar că el le primea. Că nu mai știa contul. Și am zis, tu ai făcut ceva. Tu ai apăsat pe ceva și nu știu ce ai făcut. Ori ți-ai șters contul, ori ceva ai făcut, dar nu de la mine vine problema. Și când a văzut că sunt comunicativă și încerc să-l ajut ca să-și recupereze contul și să... Da, este puțin. El nu te-a contactat. El m-a contactat. Nu, unde? Că nu, era blocat pe... Adică nu mai știu dacă m-a contactat pe Instagram sau pe Facebook. Adică dar cred că pe Instagram. Nu era blocat, dar nu mai avea acces la cont. Nu mai avea acces la cont pentru că el nu mai putea să vadă nimic. Vedea doar pagina principală și nu mai vedea absolut nimic. Da, mă, nu și mai știa contul. Și i-am zis, tu ori ți-ai pierdut contul și nu mai știi parola, nu mai știi nimic. Oriceva ai făcut, pentru că nu vine de la mine problema și îți demonstrez. Și am făcut screenshot cu faptul că eu pot să-i trimit lui în privat mesaje, doar că el nu le primea. Ai și răbdare. Păi ce vreau să fac? Până la urma urmei, mi-am dat seama că el ceva a făcut. Da, asta după ce a făcut nesimțită. După ce m-a făcut în toate felurile. Eu nu aveam răbdare. Eu ieșeam și ceva, dă timp. Știu, da. Am zis, hai totuși, că poate nu știe omul cu ce se mănâncă toată treaba asta. Eu îi spuneam, băi, ești prost. Ești prost făcut grămadă. Nu l-am jignit, dar i-am atras atenția. Am zis, hai să ne controlăm și să avem grijă cum vorbim, pentru că nu e ok. Poți să te gândești încă de la bun început. Bă, există o problemă, ceva s-a întâmplat. Și, da, acum nu se știe dacă eu sunt singura la care s-a abonat sau au fost mai multe persoane și au pățit același lucru. N-am de unde să știu. Poate alte persoane l-au blocat, nu știu. Aha. Dar eu n-aveam de ce, pentru că nu am stat de câteva ori de vorbă cu el înainte să întâmple chestia asta.
Și am rezolvat-o până la urmă și a cerut scuze, a zis, da, problema este de la mine, eu am greșit, îmi cer scuze, nu se mai întâmple, a fost ok. Despre asta este vorba. Place să stau de vorbă cu ei, să comunic cu ei, să... Da, mă, uite, asta e diferența între mine și tine, pentru că eu sunt sigur că tu poți să-ți crești platforma așa, să-ți crești pagina acolo. Eu nu aș putea să fac chestia asta. Eu dacă, da, pentru că tu ai foarte multe alte chestii pe cap. Nu, măi, mie dacă îmi vine unul și îmi spune că, bă, Cezar, ești nesimțit, că nu știu ce și nu e vina mea și știu că nu e vina mea, eu nu stau să-l ajut. Eu zic, bă, ceva, ești prost, știi? Ești cel mai prost om de pe pământul ăsta. Pentru că tu ai și pretenții de la oameni și da. Tu nu accepti ca altcineva să nu se descurce într-o chestie atât de minoră. Da, o să vină oameni la tine, o să discute cu tine și pentru că tu și să-i asculți. Contează, vezi că în ziua de azi oamenii au nevoie de cineva cu care să vorbească. Ajungem exact ca în Statele Unite, când sunt oamenii aia super izolați, bătrâni, n-au pe nimeni și au nevoie de cineva cu care să vorbească. Și pe mulți oameni asta îi ajută. De-aia în Statele Unite e plin de psihologi, oamenii plătesc bani să ducă doar să vorbească cu cineva. Știi? Și asta e mare lucru. Și cred că, eu zic că e nasol să ajungi la o vârstă și să n-ai cu cine să vorbești și să ai oportunitatea să plătești $12 și să vorbești cu cineva, pe asta mi se pare, știi cum, super ofertă. Eu sunt, din ce am observat eu, pentru ei ca o terapie și ei pentru mine la fel. Și invers. Platforma în general, da. Că mă ajută să-mi expun chestia, toate materialele și pozele pe care le am, este o terapie pentru mine. E cumva, toată lumea are secrete. Și toată lumea ascunse. Are, și fii atent aici, că acum mi-am dat seama. Toată lumea are de câștigat aici. Și tu, dar și ei. Da, clar, clar. Clar. Nimeni nu are nimic de pierdut. Bă, cred că am acoperit cam tot din ceea ce vrei să spui. Eu mi-am făcut așa un plan, știi, pe unde să te duc, ce să te întreb, dar cred că ai acoperit cam tot. Nu mai ai alte curiozități? Nu mai am, că multe, cel mai multe le știu. Adică ce? Sau e asta aici, că mi-ai dat acum, m-ai pus la, m-ai pus creierul la muncă acum. Da. Sunt lucruri pe care nu le știu? Și atunci nu le știu? Păi nu știu, poate tu mai ai alte curiozități, nu știu, despre ce mai am de gând să fac de acum încolo pe platformă, cam despre ce conține. Da, păi nu știu, ai un plan făcut? Bă... M-am gândit așa... Ceva ce eu nu știu, că multe eu le știu. M-am gândit așa, în mare parte, o să merg, nu o să merg pe conținut în cuplu sau pe conținut mult mai explicit de atât, dar eu sunt și mai nebunatic așa de felul meu, dacă tot mi-am expus așa în văzul lumii secretul meu ascuns, da, da. Până de curând a fost secret ascuns, acum nu mai este... Eu sunt mai nebunatic așa și am chestii de-astea, știi? Când te apucă. Mă apucă. Mă plimb pe undeva, mai... mai fac din astea, știi? Bine. Că tot vin din neam de... Da, tot ești din neam. Da, tu o faci artistic, mă, eu o fac altfel, dar o fac cum simt eu. O faci artistic și nu e doar despre asta, chiar... Uite, Cătălin mi-a dat o idee, și... Cred că m-aș simți destul de ok, îmi place și chestia aia de să risc un pic. Aha. Omul s-a dus în toaleta din avion. Și a făcut nebuneală acolo. Și a făcut nebuneală. A făcut râsuri. Da. Dar eu n-aș vrea să fac râsuri, eu aș vrea să o fac pe bune. Ceva artistic, da. Ceva artistic, da. Și în tot în viitor, uite, ai putea să faci videouri, să faci sesiuni live pe OnlyFans cu oameni în care să vorbești live. Asta mi se pare super tare. Da, n-am făcut până acum. Am tot așteptat momentul. Pentru că, oricum, în ultima vreme noi am și fost pe fugă. Da. Am fost pe fugă, am tot alergat colo-colo. Astăzi deja a trecut ziua atât de repede. Am fost pe drumuri încă de dimineață. Da, trebuie să găsesc o zi în care să nu am niciun plan, noi să nu avem niciun plan să mergem să vizităm ceva și... Dar asta trebuie anunțată. Asta trebuie anunțată pe pagina da, mea nu, cu, adică, nu, ca nu, să știe și ei nu, să fie nu, pe nu doar fază. O dată. Eu zic că
Cu timpul, cu timpul pot să-mi fac un plan de, nu știu, să zic, o dată pe săptămână live cu comunitatea mea. Cu părintele de acolo, da. Și postări despre diverse chestii, știi? Adică în momentul când... Ca un fel să duci un pic un vlog despre viața ta personală, doar a ta, să-l duci acolo pe OnlyFans. Nu doar că pui acum o poză și nu știu ce. Ieși afară, de exemplu, ieșim undeva și tu ai chef să le spui sau simți să spui ceva și să le arăți oamenilor ceva. Nu e vorba doar că mi-am pus telefonul sau camera în față și trebuie să mă dezbrac, știi? Nu. Nu, ai ceva să le spui. Nu e vorba sau? Doar de... Asta vreau să înțeleagă, știi? Nu e vorba doar de nude, nu e vorba doar de... Eu am mai pus niște story-uri. Aha. Când am fost în Malaezia și am găsit acel muzeu de biciclete. Da. Le-am arătat muzeul de biciclete, da. Că nu cred că multă lume poate să vadă. Pentru mine a fost prima dată să văd, a fost ceva nou pentru mine să văd un muzeu de biciclete. Sau poate ai ceva de spus? Și biciclete foarte vechi. Poate ai ceva de spus, de exemplu, te supără ceva. Te duci sau acolo, ceva pe că suflet, acolo poți, da. poți să-ți vești o necaz acolo. Da, da. Da, nu, tot ce trebuie să știți este că platforma asta nu este doar pentru conținut explicit. Când îți faci un cont, nu trebuie să te dezgrași din prima sau nu trebuie să faci doar asta. Sau nu trebuie să te dezbraci deloc. Adică nu sau e... nu trebuie să te dezbraci deloc. De asta spuneam mai devreme că, după părerea mea, multe persoane o să vină pe OnlyFans. Pentru că acolo poți să faci orice fel de conținut vrei tu și fără să te dezbraci. Da, doar că acolo este o problemă. Nu poți să filmezi undeva în public unde să apară și alte moace. Nu, nu. Aia nu ai voie. Nu. Platforma nu acceptă alte persoane. Da. Eu dacă vine o nebunie și mă filmez cu tine, eu nu pot să pun conținut cu tine pentru că tu nu ești înscris. Trebuie să ai un contract semnat cu mine, tu îți dai seama? Exact, exact. Dar eu nu semnez așa ceva. Eu dacă mă filmez pe mine cu tine într-o seară fără ca tu să știi și eu pun pe online, tu poți să mă dai pe mine în judecată. Mamă, fac bani. Deci, ce să nu face bani? Nu mă îmbogățesc. Da, tu poți să mă dai pe mine în judecată. Ok. Asta a fost. Da? Da. Astea sunt toate curiozitățile. Ha, ai scăpat. Da. Dar mă bucur că ai vorbit cu un public nou, cred, pentru că acum o să vină foarte mulți oameni care nu ne cunosc. Adică nu, care nu ne cunosc și nu te cunosc, știi? Și sunt niște informații foarte valoroase pentru cei care vor să intre în platformă, știi? Și iarăși informații valoroase pentru cei care nu te cunosc și pentru cei curioși să te vadă pe tine pe OnlyFans, să-ți vadă pagina de acolo. Da. Tare. O să lasă link în descriere ca să ajungă rapid către tine, știi? Sunt și eu băiat? Sunt și eu băiat? Cap în cap. Cap în cap. Da. Păi, dacă aveți întrebări, puteți să lăsați comentarii, secțiunea de comentarii. O să vă răspund cu siguranță tuturor, pentru că asta mi-e meseria și îmi place să o fac. Și nu știu, dacă există persoane, fie că sunteți fete, fie că sunteți băieți și vreți să știți așa cam cu ce se mănâncă această meserie, puteți să veniți să mă întrebați orice vă trece prin minte. Dacă sunteți persoane care vreți să vă deschideți cont și nu aveți curaj, întrebați-mă pe mine cum am avut curaj, pentru că nu întotdeauna am avut curajul acesta. Nu întotdeauna am fost atât de curajoasă și atât de hotărâtă pe mine ca să fac ceva nou. Despre asta a fost vorba. Cam asta am vrut eu să vă spun. De ce am luat decizia aceasta și de ce mi-am deschis contul. Dacă sunt persoane dintre voi, fie că sunteți de gen feminin sau masculin și vă bate gândul să vă deschideți un cont pe OnlyFans și nu aveți curaj, puteți să veniți cu comentarii, puteți să-mi comentați sau puteți foarte ușor să intrați pe Instagramul meu și să mă întrebați în privat. Orice vă trece prin minte. Nu știu, dacă vreți să puneți, să vă gândiți să vă deschideți un cont și să puneți conținut explicit sau
Ba nu, nu tot ce rădece cu mintea, că acum o să vină ăia, știi, care... Știi, care interpretează. Aha, deci gata. Și acum o să-ți vină. Auzi? Nu, că fii atentă ce vreau. Dacă s-a uitat la clip. Da, da, nu, da. Știu, dar vreau să zic așa ca ideea. Cum o să vină aia? A, stai așa. Păi fii atentă, Alina, ce-mi treci mie pe mine. Știi? A făcut și eu glumiță, așa, dacă mă înțelegi. Nu, dacă sunt oameni care... Da, mă, da. Așa e. Le-ar plăcea să-și deschidă un cont de OnlyFans, doar că le e frică de ceea ce spun alții din jurul lor. Părerea mea și sfatul meu este să vă ascultați mintea, corpul, sufletul și să faceți exact ceea ce vă face pe voi fericiți și ce vă face să vă simțiți confortabil. Am spus asta și o să o spun în continuare. Eu una acum sunt foarte confortabilă cu chestia asta. Sunt, pot să spun, extrem de confortabilă. Plus de asta, mă simt o norocoasă pentru că am o familie care înțelege despre ce este vorba. M-au înțeles pe mine în primul rând și au înțeles că asta mă face pe mine să mă simt ok și asta vreau să fac. Și da, sper că v-a plăcut acest material despre mine. Și spun eu că pe viitor vor mai veni materiale vorbind despre chestia asta, pentru că vreau să măresc comunitatea și cu siguranță o să mai adun bine, noutăți și pentru voi. Lucrurile se schimbă, o să, cu siguranță că pe parcurs o să vină idei noi, o să fie și conținut nou și atunci... O să vii cu update aici, poate și platforma se schimbă în anumiți termeni și poți să vii aici să ai un vlog ca acesta în care să explici, uite ce mai e nou, uite cum e acum, uite. Pentru că multă lume nu știe și sunt și așa, știi cum sunt, mulți sunt reținuți. Bă, să mă apuc, să nu mă apuc, ce înseamnă asta? Gândește că este foarte ușor și foarte, foarte bine când ai pe cineva care deja îți spune cum e. Da, păi uite, eu am avut noroc cu tine. Eu am avut noroc cu tine pentru că tu, la chestii de genul, tu ai răbdare. Tu ai stat și ai citit termeni, condiții. Am citit și eu, dar eu n-am răbdarea ta la chestii de genul. Cum tu, eu n-am răbdarea ta, ești, da. N-am răbdarea ta să-i răspund unul care nu-și mai aduce aminte contul și te face nesimțită. Eu zic că ești retardat și prost, dar tu nu. Da, nu, vezi, asta e diferența între noi. Da. Eu am avut noroc cu tine și am noroc în continuare că tu mă susții în treaba asta și la anumite chestii, că nu pot să spun că eu cunosc platforma acum, am o lună de zile de când am făcut treaba asta și o cunosc în totalitate. Nu, dar am citit niște termeni, niște condiții, am văzut despre ce este vorba, am văzut da, mă, și eu înțeleg, se poate folosi. Eu înțeleg ce înseamnă. Și e foarte ușoară platforma. Da. Este foarte ușoară. Cred că oricine ar putea să o folosească. Da. Vă mulțumim tare mult că a stat cu noi până, nu pot să zic până la final, dar vă mulțumim foarte mult și vă mulțumesc eu în primul rând că m-ați ascultat și că îmi sunteți alături. Pentru că dacă nu mi-ați fi fost alături, n-ați fi dat click pe acest video. Vă pup cu mare drag, vă îmbrățișez cu cel mai mare drag. Și ne vedem în clipul următor, care va fi de aici, din Thailanda. Noapte bună!